Bun găsit! Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a dat asigurări că proiectele de autostrăzi și drumuri expres din județul Suceava vor deveni realitate. Acesta a participat la Consiliul Județean Suceava la o întâlnire în care a fost analizat stadiul proiectelor de infrastructură mare din județ. Șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a participat la ședința de lucru la invitația președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. La această analiză de la Consiliul Județean Suceava au mai participat prefectul județului Alexandru Moldovan, senatorul PSD Ioan Stan, primarul Sucevei Ion Lungu și primarii localităților prin care vor trece autostrăzile și drumurile expres, precum și reprezentanți ai mai multor instituții sucevene. Președintele Gheorghe Flutur a spus că șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a venit la Suceava cu o echipă de specialiști din cadrul acestei instituții pentru a discuta despre autostrada 7, drumul Nordului, autostrada 8, dar și despre drumul expres Suceava-Botoșani. Au venit cu o echipă din cadrul CNAIR-ului pentru că discutăm autostrada 7, discutăm drumul Nordului, discutăm autostrada 8, discutăm drumul expres Suceava-Botoșani, stadiu și perspectivele pentru ca aceste investiții să se întâmple în perioada imediat următoare. Sunt chemați aici toți primarii de pe aceste rute și autoritățile statului care sunt implicate în avizare pentru acest important proiect pentru județul Suceava. Domnul director general e la Suceava azi, dar săptămânal suntem noi la dumnealui, la București, și de aia suntem foarte la curent cu tot ce se întâmplă. Și cred că vă poate spune mai multe despre modul nostru de lucru, de parteneriatul pe care îl avem și ce se întâmplă aici în județul Suceava. Șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a ținut să precizeze la rândul său că pentru proiectele de infrastructură mare din județul Suceava nu este loc de scepticism. Pot să vă anunț că proiectele noastre cuprind peste 240 de kilometri de drum de mare viteză, și aici mă refer la proiectele menționate de domnul președinte, de A7, de la Pașcani la Suceava și până la frontiera cu Ucraina la Siret. Vorbim de drumul Nordului și evident de acest drum expres, legătura între Suceava și Botoșani. Noi facem administrație la compania de drumuri și proiectele pe care le avem sunt în diferite faze de implementare. Vorbim de totuși de studii de fezabilitate, de contracte semnate, vorbim de documentații care sunt în execuție în momentul acesta, documentații tehnice, vorbim de studiu de fezabilitate. Spre exemplu, pe tronsonul de la Pașcani la Suceava, vorbim de studiile geotehnice care se execută, avem undeva la 70% gata din acest studiu geotehnic, urmând ca ulterior, evident, să finalizăm studiul de fezabilitate și să începem licitația pentru proiectare și execuție. Deci, vorbim de niște proiecte care nu sunt la zero la nivel de concept, de idee, ci niște proiecte care încep încet, încet să prindă conturi. Avem master planul general de transport, avem planul investițional, documente strategice pe care le avem la dispoziție, documente care sunt respectate și care au ajuns într-o linie dreaptă, spunem. Cred că nu este loc de scepticism aici. Lucrurile sunt avansate, implicarea UAT Suceava, a domnului președinte personal, eu zic că este una care nu face altceva decât să sprijine proiectele pe care le avem și ca dovadă acum suntem aici cu toți primarii localităților de pe traseul drumurilor pe care le vom construi, cu toate autoritățile deconcentrate la nivel de județ, adică toți factorii implicați care necesită avizări și așa mai departe sunt prezenți astăzi alături de noi.